Pe de altă parte, USR aduce critici dure actualei coaliții de guvernare, dar și președintelui Claus Iohannis, Bogdan Rodeanu le reamintește celor trei politicieni că au promis că nu vor mări nicio taxă, însă realitatea este că noul cod fiscal, intrat în vigoare parțial de ieri, vine cu taxe mult mai mari, în special pentru contractele part-time. În concluzie, spune Rodeanu, cuvântul lor este egal cu zero. Contractele part-time sunt impozitate începând cu 1 august, a decis guvernul. Chiar dacă muncesc câteva ore pe zi, angajații vor plăti impozit cât pentru o normă întreagă. Contribuțiile pentru o oră de muncă prestată sunt de 119 lei sau 238 de lei pentru două ore de muncă. Din 1 august, contribuția a ajuns la 1083 de lei, indiferent dacă sunt o oră 2 sau 8 muncite. Promisiunile lui Ciolacu, Ciucă sau Iohannis au ajuns să nu mai valoreze nimic, doar că nimicul acela e plătit de cetățenii onești care vor să lucreze să fie plătiți pe măsura muncilor și să fie protejați, nu bat jocoriți de statul pe care îl întrețin din propriile buzunare, a concluzionat deputatul Bogdan Rodeanu.